Pe principala arteră municipiului Târgoviște, calea domnească, se lucrează de zor. Joi, circulația rutieră a fost închisă pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare pe tronsonul cuprins între sectorul giratoriu de la Colegiul Național Ienăchița Văcărescu și până la stadion. Și vineri de dimineață s-a întâmplat același lucru, polițiștii locali redirecționându-i pe șofer spre alte rute. Măsura restricționării circulației rutiere a fost luată pentru ca drumării să poată turna primul strat de asfalt. Ieri circulația rutieră a fost oprită pe calea domnească pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la Colegiul Național Ienăchița Văcărescu și până în zona stadionului în apropierea turnului Chindia. Și astăzi, la primele ore ale dimineții, circulația a fost oprită, însă după amiază circulația a fost redeschisă traficului rutier după ce a fost turnat primul strat de asfalt. Menționat este că primarul lucrările de reabilitare pe calea domnească și calea București se vor termina la începutul lunii iunie.